Domnule președinte Emil Constantinescu, stimați membri ai conducerii Academiei Mondiale de Artă și Știință, stimați membri ai corpului diplomatic, stimați participanți și invitați. Îmi face o deosebită plăcere să particip la această conferință internațională și mă bucur că Senatul României găzduiește în acest sediu impunător un eveniment de mare amvergură care reunește deopotrivă oameni politici, diplomați, specialiști în relații internaționale și în personalități marcante din domeniul culturii de o înaltă ținută intelectuală, morală și profesională. Tema acestei conferințe, inițiativa Levant pentru pace mondială prin diplomație culturală spre o pace durabilă, integrează o dimensiune provocatoare nu numai pentru regiunea istorică a Levantului, care de peste un mileniu a reprezentat leagănul diplomației culturale, cât și pentru întreaga lume globalizată. Folosirea cu precădere a aspectelor culturale ca instrumente de acțiune externă pentru promovarea drepturilor omului, a democrației, a dezvoltării economice, precum și pentru facilitarea dezvoltării, incluziunii sociale, inovării, educării, prevenirii conflictelor și reconcilierii, înțelegerii reciproce și toleranței devine o soluție viabilă pentru toate societățile traversate de conflicte interetnice și de crize identitare. Dacă restrângem dezbaterea numai la regiunea istorică a Levantului sau la întreaga zonă de est a Mediteranei, observăm că mediul politic și de securitate este marcat de instabilitate. Natura amenințărilor, organizarea societății, cultura politică și maniera în care statele din această regiune se raportează la problemele internaționale necesită o analiză mai aprofundată, având în vedere faptul că de cele mai multe ori toate aceste variabile sunt percepute în mod diferit sau eronat. De aceea, exercițiul de înțelegere a dinamicilor Levantului, care prin sine se definește ca o reuniune a diferitelor civilizații, elementul cultural devine central. Iată de ce consider așadar că acest eveniment este important și trebuie tratat cu maxim interes. Și ca toate subiectele amintite să-și găsească centralitate în sesiunile de comunicări și dezbatere ale acestei conferințe. Doamnelor și domnilor, lumea culturilor și mentalităților diferite este astăzi norma societăților noastre deschise de specific europene. Acceptarea și valorizarea diversității prin depășirea barierelor interculturale generează atât la nivelul societăților noastre, cât și la nivelul interacțiunii între popoare și state. Un dialog coerent și eficient din punct de vedere politic, social, cultural și religios. Din acest punct de vedere, apreciez că putem găsi o sursă de inspirație în vechea lume a Levantului, tocmai prin prisma coabitării culturilor și adunării dialogului cultural, care au creat valori mondiale inestimabile. Prin continuarea eforturilor noastre pe linia diplomației culturale, se poate ajunge la o mai bună înțelegere a specificalităților, a diferențelor dintre națiuni și cu precădere aspectelor care ne apropie unii de alții. Numai printr-o dezamorsare a tensiunilor create de diferențe și printr-o valorificare lucidă a confluențelor, ne putem angaja responsabil, atât la nivel bilateral cât și multilateral, într-o acțiune comună, eficientă, pentru atingerea obiectivelor de securitate, economice și sociale. Trebuie să privim diversitatea culturală nu ca pe un element care ne distanțează, ci mai degrabă ca pe o deschidere spre oportunități unice de cooperare. În fapt, fiecare cultură oferă o nouă perspectivă de cooperare. De datoria noastră rămâne efortul de a înțelege, în adevăratul sens al cuvântului, ceea ce ne apropie de culturile Levantului, pentru a depăși stereotipurile culturale, pentru a schimba mentalități și a gândi în termeni de cooperare pentru pace, viitoarele relații cu această regiune, cu o impresionantă tradiție și istorie. Așa cum am menționat, suntem martori ai evoluțiilor complexe la nivel internațional și nu ne putem permite să facem abstracție că în multiculturalism
importantă din viața noastră de zi cu zi, vedem că a devenit în ultimii ani un factor în pondere considerabil în deciziile la nivel global, de care noi, decidenții politici, trebuie să ținem cont în toate hotărârile pe care le luăm cu privire la viitorul țării și la rolul pe care dorim să-l avem în cadrul organizațiilor din care facem parte, cu precădere cele din spațiul euroatlantic. Departe sunt vremurile în care fiecare cultură se ghida după propriile reguli și interese. Astăzi putem spune că, la nivel european, de pildă, trăim într-o continuă redefinire din punct de vedere social și cultural, iar întrepătrunderea diverselor culturi europene, arabe, orientale sau africane ne arată de fapt că lumea se află sub o presiune constantă de a se transforma sub influența acestor factori. De aceea, prin particularizare la cazul regiunii extinse a Levantului, înțelegerea și conștientizarea diferențelor culturale și religioase ce caracterizează societățile actuale este primul pas spre pace, stabilitate și prosperitate. Iar în această întreagă ecuație, diplomația culturală rămâne un instrument multifuncțional și flexibil pentru a determina apropierea oamenilor din diverse și diferite națiuni, a le asigura un mediu propice dezvoltării și conviețuirii și, în termen general, a construi acel climat de stabilitate și securitate pentru toate societățile noastre. Vă mulțumesc și vă doresc dezbateri fructoase în continuare.